Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Sute de cadre didactice din Vrancea s-au înscris la examenul de titularizare care va avea loc luni. Centrul de examen este la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Focșani, iar candidații vor avea la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea subiectelor. 477 de cadre didactice din județ vor susține la începutul săptămânii viitoare examenul de titularizare. Candidații vor fi repartizați pe săli în clasele colegilor Ion Mincu și Edmond Nicolau din Focșani. Modelele de subiecte sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației Naționale. Luni 21 iulie va avea loc concursul pentru ocuparea posturilor catedrelor vacante sau rezervate pentru cadre didactice care doresc să se titularizeze sau să ocupe un post pe o perioadă determinată în învățământ în școlile din județul Vrancea. Chiar dacă vor avea la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea subiectelor, candidații pot renunța la examen dacă vor considera că nu sunt îndeajuns de pregătiți și nu vor obține notă de trecere. Ei vor putea ieși din sală, dar nu mai devreme de o oră de la deschiderea plicului cu subiecte. Sunt 477 de candidați în acest moment care au validat fișele și care vor fi repartizați conform unei hotărâri a Comisiei de Examen în sălile din Colegiul Tehnic Ion Mincu, care este și centrul de examen, dar și în sălile Colegiului Tehnic Edmond Nicolau. Afișarea pe săli a candidaților se va face în timp util, astfel încât toți candidații să poată ști în ce sală sunt repartizați. Luni vor avea acces în sală până la orele 9 cel târziu, iar proba va începe odată cu distribuirea subiectelor la orele 10. Proba durează 4 ore din momentul în care candidații primesc subiectul și pot să mai spun că dacă își dau seama că subiectul nu este pe măsura pregătirii pe care o au și nota pe care o vor obține nu le va fi de folos, candidații pot să renunțe pe parcursul probei, dar numai devreme de o oră după deschiderea plicului cu subiecte și pot să apară ca și retrași în cadrul acestui examen. Afișarea rezultatelor examenului de titularizare va avea loc pe 25 iulie. Cei nemulțumiți de rezultatul obținut pot face contestație, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 30 iulie. Frâncenii care sunt nevoiți să-și facă investigații radiologice la Spitalul Județean din Focșani trebuie să scoată bani din buzunar. Niciun medic radiolog din cadrul Spitalului Municipal nu a dorit să intre în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea. Conform reprezentanților Casei de Asigurări Vrancea, Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon dispune de 3 medici radiologi, dar niciunul dintre aceștia nu a dorit să lucreze în ambulatoriu, să ofere servicii medicale pentru pacienții cu bilet de trimitere. Totuși, vrâncenii care nu doresc să scoată bani din buzunar pentru o radiografie pot beneficia de astfel de investigații gratuite dacă se deplasează la Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni. Din păcate, trebuie să spun că părere de rău. Nu am reușit acest an să contractăm serviciile medicale radiologice din lipsă de personal medical. Mă refer aici la faptul că nu există medic radiolog care să lucreze. Deși Spitalul Județean are 3 medici radiologi la secția de la, respectivă, niciunul dintre ei nu a dorit să lucreze în ambulator. Să asigure servicii medicale pentru pacienți cu bilete de trimitere în așa fel încât un spital județean să poată să efectueze. Este o chestiune pe care nu este chiar în regulă, dar mai există o șansă pentru pacienții care doresc să facă să mai la numără medice, ce înseamnă în distanță. Pentru anumite investigații de specialitate, vrâncenii sunt nevoiți să se deplaseze în alte județe. Clinici din Brașov și București au intrat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea pentru furnizarea unor servicii care mene de inimă, torace, angiografie, mamografie, scintigrafie osoasă și renală. Din punct de vedere al investigațiilor paraclinice, radiologie și imagistică, anul acesta, în afară de 7 furnizori din județul Vrancea, Casa Vrancea a încheiat contracte și cu 4 furnizori externi.
Președintele Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea a mai precizat că în ceea ce privește bugetul alocat spitalelor din județul nostru, acesta este de peste 60 de milioane de lei. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție aproximativ 400 de posturi vacante. Cele mai multe sunt oferite de către angajatori din Comunitatea Economică Europeană. Agenții economici din județul Vrancea au declarat pentru săptămâna următoare locuri de muncă vacante în Vrancea, număr de 132, în domenii precum confecții și meserii precum lăcătuș mecanic, șef bază recepție, electromecanic, mașini și echipamente electrice, muncitori necalificați, casier, vânzător, lucrător comercial, brutar, registrator medical, mașinist podrulant și alte meserii. De asemenea, în Comunitatea Economică Europeană, prin rețeaua EURES, agenții economici din Uniunea Europeană au declarat locuri de muncă vacante în Germania, Marea Britanie, Irlanda, Polonia, Norvegia și Franța, în număr de 258. Facem mențiunea că în Germania se caută printre specialiști IT, recepționeri, electricieni, se caută și asistenți medicali. Sunt vacante 50 de locuri de muncă de asistent medical generalist și facem mențiunea că nu este obligatorie cunoașterea limbii germane, dar candidații trebuie să aibă deschidere pentru învățarea acestei limbi. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea vine în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și cu ofertă de cursuri de formare profesională, care vor fi realizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană astfel. Cursuri de inițiere în ocupațiile, comunicare în limba franceză, comunicare în limba engleză, competențe antreprenoriale. Cursuri de calificare nivel 1 în ocupațiile lucrător în comerț, cameristă, lucrător în alimentație. Curs de specializare în ocupația specialistă în sănătate și securitate în muncă. Sunt acceptate persoane neocupate cu domiciliul în mediul urban și rural din județul Vrancea. Beneficiile suplimentare pentru grupul țintă, pentru cursurile de formare profesională organizate în cadrul unuia dintre proiecte, sunt următoarele. Se vor oferi burse de studiu în valoare de 700 de lei pentru absolvenții cursurilor de calificare de nivel 1 și în valoare de 400 de lei pentru absolvenții cursurilor de specializare. Participanților le va fi decontat transportul pe toată durata de desfășurare a cursurilor de inițiere, calificare sau specializare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează și cursuri de calificare în ocupațiile sudor, oxigaz, cofetar, măcelar, cameristă nivel 1 de calificare, bucătar nivel 2 de calificare, dar și cursuri de specializare în ocupațiile inspector resurse umane, expert achiziții publice, ECDL, competențe antreprenoriale. De asemenea, cursurile organizate în cadrul celui de-al doilea proiect au următoarele beneficii suplimentare. Pentru grupul țintă se vor oferi burse de studiu în valoare de 300 de lei pentru absolvenții cursurilor de calificare nivel 1 și burse de studiu în valoare de 500 de lei pentru absolvenții cursurilor de calificare nivel 2. Sunt acceptate persoane neocupate cu domiciliul în mediul urban și rural din județul Vrancea. Participanților le va fi decontat transportul pe toată durata de desfășurare a cursurilor. În aceste zile se împlinesc 97 de ani de la mărețele lupte de pe frontul Mărăști-Mărășești-Doaga. Totodată s-a stabilit ca data de 20 iulie să fie sărbătorită drept ziua de cinstire a eroilor căzuți pe aceste meleaguri. În aceste minunate zile de vară se împlinesc 97 de ani de la mărețele lupte de pe frontul Mărești-Mărășești-Doaga. În câteva zile ar trebui să aniversăm Marea Bătălie de la Mărești, dar având în vedere că mausoleul a fost refăcut, renovat, se va face inaugurarea acestuia pe data de 6 august, când se vor omagia în general bătăliile care au avut loc pe aceste meleaguri. Aș vrea să vă spun că s-a reînființat Societatea Mărești, Mareșal Averescu, care va prelua, începând de anul acesta, toate activitățile dedicate omagierii eroilor de la Mărești. Președintele acesteia este Nicolae Ciolan, în fruntea unui colectiv de specialiști, de fii ai și urmași ai eroilor de atunci, și s-a stabilit ca ziua de 20 iulie, Sfântul Ilie, să fie ziua de omagiere și aniversare
a sângelui vărsat de eroi români pentru oprirea dușmanului care încerca să ajungă la Iași. Deci, începând de la inaugurare, din 6 august, Societatea Mărești va desfășura un amplu program de cunoaștere a eroilor, a locurilor unde au luptat și care va fi finalizată cu o mare manifestare pe 20 iulie. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține instabilă, cerul va fi parțial acoperit, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 19 și 21 de grade, iar cele maxime între 25 și 27 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!